Nenorocirea s-a produs într-un sat vrâncean al comunei Tulnici, în timp ce fetița de o lună era în aceeași încăpere cu mama și sora de un an și două luni. Într-un moment de neatenție al femeii, fetița mai mare a luat o foarfecă și a lovit-o pe surioara mai mică. Ieri, în jurul orei 19, copilul a fost găsit conștient. Avea o foarfecă înfiptă la nivelul cutiei craniene în fontanelă.